26 iulie 2019, polițiștii așteaptă ora 6 dimineața ca să poată descinde în locuința lui Gheorghe Dincă din Caracal, după ce pe 25 iulie Alexandra Măceșanu suna la 112 și anunța că este sechestrată. Tânăra nu a mai fost însă găsită, polițiștii l-au găsit pe bărbat, care inițial a spus că nu o cunoaște, iar ulterior a recunoscut că a ucis-o și a ars-o. Au urmat apoi percheziții, căutări, scotociri, audieri, excavări la locuința bărbatului, proteste și o revoltă fără margini a întregii țări. Oamenii au ieșit în stradă nemulțumiți că autoritățile nu au putut să o salveze pe Alexandra, deși aceasta a sunat la 112 de 3 ori și a cerut ajutor. Criminalii sunt pe mână cu poliția română, procurori, judecători, partizane, tot ce vor. Casa în care a fost ținută Alexandra a fost găsită după 19 ore de căutări, greșeli și bâlbâiele ale autorităților, un lanț al erorilor care au făcut ca o tânără să moară sub ochii celor ce ar fi putut probabil să o salveze. La nivelul instituțiilor implicate în acest caz au avut loc schimbări. Au fost înlocuite conducerea poliției Caracal, IPJ Olt, prefectul de Olt, dar au avut loc schimbări și la nivel național. Poliția română și chiar Ministerul Afacerilor Interne au conducere nouă în urma acestei tragedii. La o lună de la dispariția fiicei sale, Ioan Măceșanu, tatăl Alexandrei, a lăsat un mesaj tulburător. A trecut o lună grea, care pe noi ne macină zâmbă zi. Așteptăm în fiecare zi totul să plină, să intre pe poartă. Credem că este în viață. Vorbim cu ea fiecare seară. Te mulțumesc tuturor care se roagă pentru noi, care trăiesc cu noi aceste clipe grele. Despre Alexandra se presupune că a fost ucisă și arsă în curtea lui Dincă, oasele sale fiind găsite într-un butoi. Despre Luiza, în schimb, nu există nicio probă concretă, doar declarația bărbatului care spune că tot el ar fi ucis-o și pe ea, iar ancheta este departe de final. Însă se mai fac săpături, se găsesc oase și probe la locuința lui Gheorghe Dincă, iar anchetatorii merg acolo zilnic pentru a strânge indicii. Rămâne de văzut când se va încheia acest caz, iar anchetatorii vor ști ce a făcut Dincă pas cu pas. Dacă doar Alexandra și Luiza sunt victimele sale sau aceeași soartă au avut-o și alte fete.